România va atinge în orele următoare vârful boalului de căldură extremă. Astăzi, pentru prima dată în istoria țării, meteorologii au emis simultan două coduri roșii de caniculă. Unul intră în vigoare mâine, celălalt miercuri, iar capitala este vizată de ambele. Sunt așteptate atenție maxime de 42 de grade Celsius la umbră. Directorul ANM, Elena Mateescu, în direct, chiar acum cu prognoza actualizată. Bună ziua, doamna Mateescu! Bun găsit! Deci primul cod intră în vigoare mâine, primul cod roșu, al doilea apoi mâine. Care sunt zonele vizate? Într-adevăr, mâine vorbim pentru județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș și municipiul București, de primul cod roșu din această vară. Pentru val de căldură persistent, disconfort termic deosebit de accentuat, caracterizat prin temperaturi maxime care la umbră se vor situa între 40 până la 42 de grade. Disconfort termic va fi deosebit de accentuat, cu indice temperatură umezeală cu siguranță mult peste ceea ce înseamnă pragul critic de 80 de unități și temperature simțite de asemenea posibil cu siguranță apropiate de 45-46 de grade. Și cel de-al doilea cod vizează în mod deosebit județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Brăila, Galați, vestul județului Constanța și municipiul București pentru ziua de miercuri, pentru că miercuri azia județelor afectate de disconfortul termic accentuat și valul de căldură persistent va fi de interes în special pentru sudul, sud-estul și estul României, în timp ce mâine considerăm și observăm, de fapt, din alerta meteorologică emisă azi de Administrația Națională de Meteorologie, toată țara, pentru că vorbim atât de județele aflate din extremitatea de sud, aflate sub incidența codului roșu, de asemenea multe areale aflate sub incidența unei avertizări meteorologice de cod portocaliu, pentru că și aici vorbim de temperaturi situate între 37 până la 39 de grade și vorbim în principal de vestul, sudul, sud-estul României, în timp ce partea de centru și nord, atenționarea de cod galben vizează de asemenea val de căldură și disconfort termic ridicat, pentru că și în aceste zone temperaturile se vor situa între 33-37 de grade și la acestea adăugăm în același timp și nopțile tropicale cu valori peste 20-24 de grade Celsius. În București, când va fi cea mai ridicată temperatură săptămâna aceasta? În ce zi? Marți și miercuri, contăm în București, da, pe valori de temperaturi apropiate, așa cum am spus, de 41 de grade la umbră. Cu siguranță disconfortul termic va fi în accentuare de la o zi la alta, pentru că deja și astăzi observăm aria în extindere a disconfortului termic și a valului de căldură persistent pentru partea de vest-sud, sud-est și est a României, acolo unde astăzi vorbim de o atenționare meteorologică de cod galben, ne așteptăm la valori de 34-37 de grade și, cum spuneam în intervențiile anterioare, valul, cel de-al treilea val, va atinge cotele cele mai ridicate, în special pentru zilele de marți și miercuri. O să consemnăm în același timp și fenomene de instabilitate atmosferică, începând de miercuri după amiază și miercuri noaptea spre joi, iar joi va fi o schimbare radicală, cel puțin prin scăderea regimului de temperaturi. Nu vom mai depăși 28 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării, dar în special în regiunile de câmpie. Deci, iată, valori termice cu mai mult de 10 grade ca și diferență față de ceea ce vom înregistra în special în zilele de marți și miercuri, după care, începând de vineri, din nou temperaturi în creștere, apropiate de pragul unei zile de caniculă. Mulțumim!